Partida dintre Suceava și Cluj și-a respectat titulatura de derby al etapei. Formația suceveană s-a distanțat la 2 goluri în minutul 10. Clujenii au anulat însă repede avantajul gazdelor, iar finalul primei reprize a consemnat un rezultat de egalitate, scor 13-13. Oaspeții au început mai bine repriza secundă și au intrat în minutul 45 cu un avantaj de 3 goluri, scor 19-22. Gazdele nu au dezarmat însă. Iulian Andrei a închis poarta timp de 6 minute, iar după o serie de 4 goluri consecutive, albaștrii au răsturnat situația de pe tabelă. Chiruța a aruncat publicul în aer cu 40 de secunde înainte de final, când a marcat golul victoriei. Meciul s-a încheiat cu eliminarea lui Chiruț și cu numeroase discuții pe seama secundelor rămase până la final. Scor final 25-24, iar în sala LPS s-a încins hora bucuriei. Cu 6 etape rămase până la finalul campionatului, Universitatea este la un singur punct de podiumul Ligii Naționale și cu un picior în Cupa Challenge.